În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, acesta este mesajul pe care Sfinții Părinți au rânduit ca prin pericopa de astăzi să ne transmită și nouă. Ascultam aseară un lucru foarte frumos spus de cineva: fă rai din ceea ce ai. Și iată că m-am gândit să încropesc și eu o gură de rai din ceea ce avem. Și anume m-am uitat în calendar și duminica de astăzi se numește Duminica de după Botezul Domnului. Și am parcurs Sfânta Evanghelie și la sfârșit am aflat că Mântuitorul începe propovăduirea și spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și m-am gândit ca, odată cu dumneavoastră astăzi, să așez un petic de rai între aceste două mari înțelesuri. Și anume, odată a trecut nașterea Domnului, a trecut praznicul tăierii împrejur, a trecut botezul Domnului, a trecut praznicul Sfinților, Ioan Botezătorul, Sfântului Vasile cel Mare și celorlalți Sfinți, și iată că astăzi ne aflăm în partea cealaltă și noi spunem că este duminica de după, adică am trecut și acum să vedem ce vom face, de unde. Iată că astăzi ni se spune că de-abia începem ceea ce noi credeam că am depășit, spunându-ne: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, înseamnă că împărăția cerurilor nu este în spatele nostru, este înaintea noastră. Și de aceea m-am gândit ca astăzi să ne plasăm în timp. Și anume, între trecut și viitor suntem noi astăzi. Noi care în trecut ne pregăteam cu stare de post să ajungem la praznicul nașterii Domnului, al botezului, iată că astăzi aflăm că doar ce am depășit aceste praznice și se apropie împărăția cerurilor. Înseamnă că împărăția cerurilor nu este în praznic, ba este, dar nu este în praznicul de ieri, este în praznicul de astăzi. Și anume, ca să înțelegem mai bine, îmi aduc aminte de o definiție frumoasă a lăzii de zestre. Lada de zestre este un sipet, să spunem, în care sau din care noi suntem obișnuiți să extragem ceva. Este fals. Lada de zestre este pur și simplu o ladă. Dacă nu punem în ea nimic, nu avem de unde să luăm. Dacă nu avem în trecutul nostru praznice, nu avem în trecutul nostru posturi, nu avem în trecutul nostru rugăciuni, nu avem de unde să scoatem acum pocăința, pentru că se apropie împărăția cerurilor. Adică, fraților, luați-vă lada de zestre și haideți să întâmpinăm împărăția lui Dumnezeu. Adică luați-vă trecutul și uitați-vă în viitor, dar trăind prezentul. Iubiți credincioși, de multe ori suntem într-o mare dilemă. Unde ne aflăm noi? Și anume, când ne uităm în spate, poate că sunt momente de nostalgie când ne pare rău după anii trecuți sau după faptele pe care le-am săvârșit noi eroic sau faptele aplaudate de alții. Ne uităm în față ce ne așteaptă și ne speriem, poate că neștiind ce ne așteaptă prea bine, intrăm în panică și uităm să mai trăim. Adică ori rămânem nostalgici în urmă, ori speriați, nemai trăind ziua de astăzi. Și spuneam de lada de zestre. În lada de zestre trebuie să punem și să nu intrăm în panică dacă ea este goală acum. Este plină cu timpul pe care ne-l-a dat Dumnezeu să-l trăim astăzi. De dimineață și până seară putem să mai punem în ea câte ceva. Să punem în ea un gând bun, să așezăm în ea o faptă bună și vom merge mai departe. Imaginați-vă doi tineri care își încep viața de familie, că primesc de la părinți, de la rude, de la prieteni, de la colegi, o ladă de zestre și ei o țin acolo ascunsă, o țin ferecată,
Probabil că de la unul dintre nuntași să fi primit și un lacăciu, un cuie bine și un lanț și pune și lanțul și țin acolo, asta este pentru zile grele. Bun. Și când vin așa zisele zile grele, că dacă le aștepți, ele vin. Dacă nu le aștepți, nu vin, dar dacă le aștepți, vin. Să duc repede la ladă, o descuie, bineînțeles, după ce caută o săptămână cheile și după ce caută vreun flex să taie lacătul, că n-au găsit cheile niciodată, constată că lada aceea era pentru ei, nu era de ascuns. Era un locșor în care să pună în ea iubirea, să pună amintirile, să pună lucrurile pe care le-au trăit și să-și pună bilețele cu planurile pe care le au. Și când colo ei deschid lada aceasta într-un moment de totală derută și în loc să-i ajute mai mult îi încurcă, în fața unei lăzi goale, intră în panică. Dacă însă știm că orice zi este o ladă de zestre pentru noi, mâine, de exemplu, nu vom mai găsi lada de zestre goală. De multe ori, intrând așa în panica asta generalizată, ne-am întrebat dacă nu cumva cei de lângă noi ne cer să ne abandonăm pe noi înșine. Erau mai de ună zi niște temeri că, vezi, Doamne, Uniunea Europeană nu știu ce vrea să ne facă, să ne scoată un ingredient din așa numiți tradiționalii noștri mici. Nu poate să trăiască românul nostru fără mici. Dacă îi vine cineva din Belgia, de exemplu, ce îi pune pe masă? Nu o să-i pună pe masă pizza, că nu e italian. Pune mici. Și, domnule, atâta caz, cum să-i scoată? Domnule, dacă nu vrea omul să-i scoată ingredientele respective, nu le scoate. Pentru că ele sunt în ladă de zestre. Pentru cine are ladă de zestre? Pentru cine nu are ladă de zestre, este clar că este simplu să iei lada cu totul. Acum vreo 20 de ani mi-aduc aminte că ne-au luat viile cu totul ca să luăm vin din altă parte. De ce? Pentru că n-am fost pregătiți. Dacă am fi spus, știi, nene, lada asta este a mea și e de la tata care o are de la taicăsu, care o are de la taicăsu și așa mai departe. Și eu mai pun din ea, mai și iau din ea, dar știu că este în podul casei mele, adică la înălțime, peste familia mea. Este ca un fel de aureolă asupra capului de sfânt care îmi ocrotește casa. Iubiți credincioși, lada de zestre este o realitate. Este timpul pe care îl trăim noi astăzi. Astăzi Mântuitorul ne spune clar, pregătiți-vă și pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pentru cel care o ia așa de dimineață, cu lada goală, bineînțeles că este un lucru tulburător. Ce înseamnă pocăința? Adică eu până acum ce am făcut? Intră în panică. Păi dar cum? Dar au fost atâtea sărbători, dar eu am postit, dar eu cu tare, cu tăce pe cârcotașul din noi să ne dea târcoale. Dar dacă ești pregătit, să știi că de fapt sărbătoarea este astăzi și nu se vorbește niciodată despre sărbătoarea de ieri, ci de sărbătoarea de astăzi și de mâine, cu siguranță că vom răspunde cu smerenie, pocăindu-ne, că da, am înțeles, asta este duminica de după botezul Domnului, dar este duminica dinaintea învierii Domnului. Este duminica de dinaintea nașterii Domnului de anul acesta. Este duminica de dinaintea praznicului botezului de anul viitor. Înseamnă că Sfinții Părinți au rânduit aici a ne pune puțin problema unde ne aflăm noi. Adică niciodată nu ne lasă biserica să ne agățăm așa în spate. Adică, vezi, Doamne, au trecut sărbătorile și suntem cum e biciclistul în spatele autobuzului. Îl trage puțin curentul și pe el, folosește curentul autobuzului, dar dacă nu este atent și autobuzul pune o frână, nu mai are timp de reacție. Asta înseamnă să fii după praznic. Să fii înaintea praznicului este ca și când ai fi înaintea autobuzului. Nu știi când mărește viteza și trece peste tine. Deci trebuie să fim, fraților, ca să spunem așa, în autobuz. Trebuie să fim în praznic. Să fim în ton cu toată lumea.
să fim în ton cu lupta de fiecare zi și să fim oamenii zilei. Asta ne învață biserica. În praznicul acesta al duminicii de după botezul Domnului, suntem învățați că foarte mult contează ziua de astăzi. Contează mult mai mult decât ziua de ieri și contează foarte mult mai mult decât ziua de mâine. Pentru că dacă ne așezăm în trecut și vom spune ca cei care se mai amăgesc cu trecutul și spunem, dar eu am fost coleg cu cutare, dar eu am în generația mea pe cutare. Bun, și când te apropii de ei, aceștia îți răspund foarte frumos, nu te supăra, dar colegii mei sunt colegii actuali. Cei cu care mă duc la birou, cei cu care împart vreun minister, aia sunt colegii mei. Ma ta, ești un fost, ca orice ex, fost coleg, nu mai înseamnă mare lucru. Asta înseamnă să nu fii omul zilei. Sau să fim partea cealaltă. A, păi o să ajung om mare, o să fac și o să dreg. Da, dar nu ești astăzi. Este foarte important să ne concentrăm asupra acestui astăzi. Mântuitorul s-a născut în peștera din Betleem. A prins Iosif în vis de la Dumnezeu îndemnul de a pleca cu mama și cu pruncul în Egipt pentru că este în pericol viața pruncului. Apoi s-a întors, s-au așezat în pământul Nazaretului pentru că le-a fost teamă să vină în Ierusalim pentru că domnea Arhelau, fratele lui Irod care căuta viața pruncului și a rămas acolo multă vreme. Dar iată că astăzi Sfântul Evanghelist Matei ne spune că Mântuitorul pleacă din Nazaret în momentul în care Sfântul Proroc, înainte Mergător și Botezător Ioan, este pus în temniță și pleacă în pământul lui Neftalim și a lui Zabulon. Țara Sfântă este împărțită în 12 seminții ale lui Israel, al lui Iuda, și în aceste seminții pământul nu avea neapărat o graniță fixă, dar erau anumite zone. Și iată că astăzi va să zică Mântuitorul, care nazarinean se va chema în veci, pleacă din Nazaret spre Capernaum, unde în următorii 3 ani și jumătate va propovădui, va vindeca, va învăța și va face multe minuni și chiar va învia din morți. Iată că, iubiți credincioși, îl aflăm pe Mântuitorul într-o mișcare. Dar nu-l aflăm numai în mișcarea aceasta pământeană, îl aflăm în mișcare și în calendarele noastre. Așa cum am spus, 25 decembrie era în praznicul nașterii, apoi praznicul tăierii împrejur de la 1 ianuarie, praznicul botezului și urmează celelalte. Iată că mișcarea este și în timp și în spațiu. Spațiu era în teritoriile semințiilor lui Israel și spațiu și timpul este cel din calendarele noastre. Dar important este unde se află Mântuitorul astăzi. Mântuitorul se află astăzi în noi. Se lasă pe mâna noastră. Dacă Mântuitorul nu este într-un loc bun, înseamnă că noi suntem de vină. Noi l-am dus acolo, pentru că l-am purtat ca niște călăuze care nu am știut să ducem pe cel pe care ni l-a încredințat Dumnezeu să-l purtăm. Spuneam că Mântuitorul astăzi este cu noi, pentru că dacă ar fi priponit undeva, s-ar posta ori în spatele, ori în fața noastră. Și nu este corect. Dacă asta este duminica de după botez, înseamnă că dacă Mântuitorul era la botez la malul Iordanului, până ieri alaltăieri, iată că astăzi este duminica de după, înseamnă că Mântuitorul este cu noi. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce avem. Pentru că v-am spus la început îndemnul acesta, fărai din ceea ce ai. Pe românește trebuie să lucrăm cu materialul clientului. Dacă am fi croitori, primul lucru pe care l-am face unui client care vine la noi să-i facem un palton,
am pune următoarea întrebare. Cu ce material? Păi cu al meu, da? Dă-l să-l măsor. Păi nu, că mi-a zis mine, dă-mi să-l măsor. Și după ce îl măsoară, zice, nu te supăra, din asta îmi iese numai de o geacă. Restul e la tine. Vrei să rămână cu palton și fac cu materialul meu? Sau din materialul tău fac ceea ce îți ajunge din materialul tău? Va să zic că a face rai din ceea ce ai, trebuie să accepți cu bucurie ceea ce ai. Și v-am spus de la început, lada de zestre o avem. Este posibilitatea noastră de a acumula. A acumula peste ceea ce avem de la alții sau constatând că nu mai avem nimic de la alții și nu trebuie să ne supărăm. Facem raiul cu ceea ce avem. Avem ziua de astăzi, fraților. Dacă ne trezim de dimineață, greu de tot. Nu ne vine să plecăm de acasă. Avem două posibilități. Una, ne continuăm statul în pat, sau a doua, ne ridicăm. Dar dacă ne alegem prima variantă, să rămânem în pat, trebuie să ne asumăm. Dacă însă alegem varianta să ne ridicăm din pat, trebuie să știm că și aici avem de ales. Și anume, putem să o facem posomorâți și dând mărunt în buze, că iar nu ne ajunge timpul, că iar nu ne-am odihnit și așa mai departe, sau avem posibilitatea să ne ridicăm pur și simplu. Gata, a început ziua. A fi vesel de dimineață ține de noi, nu ține de altcineva. Nu ține de ora la care sună ceasul. Ține de atitudinea pe care o avem. Și poate vei spune, e, bine, bine, da, azi așa, mâine așa. Nu. Cu cât mai mult ne vom scula de dimineață cu bucuria aceasta, să vedeți că bucuria aceasta începe să umple lada de zestre a vieții noastre. Și începem, la un moment dat, când nu mai avem, să scormonim în ladă. Ia să spună, ce-am făcut acum un an, doi, trei? Eram mai tânăr. Nu e nicio problemă, dar și ce era? Eram mai motivat. Bun, și căutând până la fundul lăzii, ne dăm seama că până la urmă avem atâtea argumente care spun, hai, să mergem înainte. Vrei să fii tânăr? Uite, așa făceai când erai tânăr. Vrei să îți iasă lucruri, să fii motivat? Uite, așa făceai. Și mergem mai departe. Dar nu pleci bine din cameră și încep celelalte neputințe. Ți s-a terminat pasta de ras, așa, ca să o luăm așa, numai câteva minute. Ai două posibilități. Să te superi și să trezești toată casa și să dai vina pe unul sau pe altul că au uitat să-ți cumpere. Sau, pur și simplu, să zici, mă, nu a murit nimeni dacă plec așa, dar e important că să plec. Și atunci, dacă n-ai cu ce să încropești altceva, mergi mai departe, cu aceeași bucurie. Și atunci îți dai seama că ai descoperit un filon al bucuriei. Nu te mai ține în pat sau în casă o neputință și începi să nu mai fii dependent de toanele altuia. Bun, ieși afară și pe un ger de minus 12 grade nu-ți mai pornește mașina. Și acum zici, părinte, hai că trebuie să vedem despre ce e vorba. Iar ai posibilitatea de a fi supărat și a te întoarce în casă sau de a merge mai departe, spui, e, Doamne, văd că am început-o bine. Dacă Tu mă cercetezi așa, înseamnă că începe să fie ceva de capul meu. Că așa lucruri comode le-am făcut mereu. Mereu mi-a pornit mașina, mereu am găsit lamele și crema de ras, dar uite, astăzi înseamnă că mă cercetezi. Îți mulțumesc, Doamne. O să spuneți că numai în mintea unui om de bun se întâmplă așa ceva. Păi dacă nu suntem nebuni pentru Hristos, n-am mai făcut nimic. Rămânem acasă și Dumnezeu cu mila. Și va să zic că mergem mai departe, lăsăm mașina la locul ei și o luăm pe jos, luăm un taxi, ajungem și când să ajungem și noi considerăm atunci, știi, că mândria nu stă niciodată departe de noi, un coleg începe să îți reproșeze. Vezi că ieri ai lăsat nu știu ce nefăcut, vezi că și azi ai călcat cu dreptul că ai întârziat un minut, vezi că una ca alta. Iar în fața ta se deschid posibilitățile. Te iei la ceartă sau mulțumești din nou Dumnezeu
care grijă de tine să te ține treaz și viu, adică uite, nu sunt invizibil. Să știți că atunci când vă ceartă cineva, vreau să faceți un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă dacă nu v-ar băga în seamă niciodată nimeni. Acum cei încercați o să spună, aoleu, de nu m-ar băga în seamă. Nu ziceți așa. Să nu ziceți așa pentru că nu știți ce cereți. Dacă mergeți mai profund în conștiința voastră, vă dați seama de câte ori ați vrut să vă vadă cineva și nu v-a văzut. De câte ori strădania voastră, chiar dacă n-a ieșit până la capăt, n-a fost luată în seamă. Asta înseamnă să nu fi văzut. Așadar, mulțumim Dumnezeu că suntem văzuți de către colegi, nu cu ochi buni, dar tot e bine că te-a văzut cu vreun ochi și mergi mai departe. Dar nu faci doi pași, că te vede șeful și zice, băi, vezi că acum o săptămână ți-am dat niște lucrări, le-ai făcut, chiar dacă le-ai făcut, le-ai și pierdut de când ți le-a dat el. Și ia că începe așa și până pe la prânz, dacă ai face o colecție cu lucruri rele, ar fi mult mai multe decât lucrurile bune. Și totuși, diferența este la tine. Ești voios sau ești trist? Ești învingător sau ești învins? Aici a vrut să ne ajute astăzi biserica să ajungem. Suntem în duminica de după botezul Domnului, adică doar ce am trecut, dar suntem înaintea marii întâlniri cu împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, acesta este mesajul zilei de astăzi. Suntem după ce și înainte ce? Înainte de. Aveau latinii o vorbă, ab quo și ad quem, de unde și până unde. Aceste termene, aceste granițe, sunt pentru noi, nu sunt pentru altceva. Și apropo de această limbă pe care toată lumea o consideră că este moartă, gândiți-vă de unde ar veni abdatare dacă nu de la ab quo. Este o temă pentru latiniști și pentru lingviști. Iubiți credincioși, să mulțumim lui Dumnezeu că astăzi ne-a trecut în partea cealaltă de praznice și ne-a arătat că bucuria de acum începe. Ce a fost și ce am trăit este în lada noastră de zestre. Am făcut bine dacă am pus ceva din atmosfera de Crăciun în lada noastră de zestre. Am făcut bine dacă am pus aghiazmă mare de la Bobotează în lada noastră de zestre. Și de acum înainte să știm că suntem așteptați să mergem mai departe cu această ladă de zestre. Și dacă cineva ne face să ne îndoim vreodată, să deschidem lada, să ne uităm, să ne vedem părinții și strămoșii noștri și să închidem lada și să zâmbim și să spunem nu suntem singuri, pentru că noi am trecut de un praznic și ne îndreptăm către altul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.